pentru a încerca să îmbinăm muzica și poezia, pentru că la origine se știe că muzica, poezia era însoțită de liră. Lira era cea care inspira poetul, sigur, și muza, bineînțeles. Și pentru că vorbim de muză și de poeți, v-am adus un grup de poeți de la Arad. Îi avem în sală pe Vasile Dan, redactorul șef al revistei Arca, un cunoscut al copiciului, al nostru tuturor, elevii de la liceul, de la școală cunosc, am avut întâlniri cu scriitorii, Ioan Matiuț, editorul și scriitorul Ioan Matiuț, el are o editură Mirator, alături de el este Andrei Mocuța, el e din Curtiș. Și sigur, nu lipsește o doamnă, o primadonă a literelor arădene, Lia Fau. Iar pentru a începe, pentru atmosferă, m-am gândit la un poet mai special. La un poet foarte valoros, dar și un pic bizar, sau chiar mai mult bizar, n-aș îndrăzi să spun, e un poet interesant și are curajul să înceapă, să rupă vraja, să vă arate ce este poezia. El are o experiență extraordinară și sunt sigur că veți gusta poezia bizară a lui Petru M. H. Patrologie literară. Ăsta umbla pe carte ca Iisus pe apă și nici nu cădea, nici nu se scufunda, nici măcar nu se uda, decât doar când plângea. Lacrimile, fiind așa un articol de lux, rafinament, o delicatesă, într-un cuvânt, umbla pe carte ca besmeticii ăștia de acum pe internet. Îl zăpăcise de cap unul Riven Ruben, dar zăpăcise rău, rău de tot, nu degeaba Svidrigailov, tot cumpărând cărți și citind, dădu de concluzia că atât a citit năucește. Vezi mai jos romanul Mama de Maxim Gorki. Nenea ăla de-a scris și dumnealui patima cititului. Tot felul de avataruri, avatari, maimuțe inteligente, avari și catari. Din câtă minte avea, era în stare să asculte clavirul și să cadă în ducă-se pe pustii pentru palide dălea murinde, ca o lună virgină până în mădva oaselor. Președinte era pe atunci unul tare bun. Bun, de parcă îi ziceau Sandu îl bun. Miniștrii nici vorbă să fie corupți. Nu cu automobile, fabrici și uzine. Așa că nici vorbă de poluare. Clasa arboretului era pură. Poate mai târziu, prin clasa muncitoare să mai poți da peste atare exemple de pildă, cinste, hărnicie și onoare, mestegeri, stejari, brazi, pulpi, voruni, plopi, sarcâmi și alte feluri de arbori, frazi, încarpeni, de prin pădurile noastre. Da. Și în loc să facă el ceva cu gagica aia așa paridă, nu de alta, dar să o mai îndrăvenească, flotări, genoflexiuni, în fine, alte chestii de-astea, de prin educație fizică și sport, sau măcar să-i scoată ciubotele din piciorușele delicate ca să le ducă la reparat la Petrea ciubotariul din Humulești și pe dânsa în Galați la pedicuristă. El o luăm călătorie de miere în lună. Unde luară așa în mai multe lăzi și geamantane pământul? De-ar fi fost pământul natal, mai treacă meargă, dar aduseră cu dânsii cu geamii de tera, în chip de mărgăritar, pe post de food
scuturistă cu toartă. Beata Maria risca să pice toate examenele, scris, oral, botanică, zoologie, anatomie și înveți să n-aibă habar ce-i aia limba română flexibilă. Pe cea neflexibilă o furaseră deja turcii și tătarii. Aflând de plănuita excursie, însuși eternul se cam mai duse de acasă. Se ascunse pe undeva prin vecin, lăsă numai doma închisă și pustie pe care scria ceva ce nici dracu n-avea cum să știe ce înseamnă prelimba moldovalahă. Bar, discotecă, mahabarata, sex, policlinică sau poezie. Astfel totul devenise al naibii de oniric, marcat, cromatic, hermetic, simbolic, fantastic, ocult, compensativ, accesibil și chiar polarizant, încât pe cer se dezlănțui un nor de enormă poluție. Galaxia își dădu poarele peste cap și s-aruncă naude navede de-a dreptul în revoluție. Bineînțeles că au căzut rând, neavând ei cap, și-au dat tare cu fundul de pământul ăla din lăzi și geamantane. Pe câmp erau nu doi, ci milioane, euro, dolari, grivne, leve, ce-or fi fost ei acolo. Și-a dat norocul peste dânsii de a trecut pe stradă un camion greu și a trezit din somn. Și azi se mai străduiesc să-și depășească limitele ca tot românul imparțial și nedus la biserică, ocupându-se mai mult cu BMW-urile și cultivând grațios IMM-urile. Dar aia școlierii planetei, nici gând ca să mai dea și ei pe la bibliotecă să se retragă la țară sau cel puțin în mitologia greacă. Și voiam să mai citesc un poem, că numai două am voie și acela vi-l citesc numai dacă îmi propune de asta la sfârșit, acum dedic orașului Curtici, care e oraș de oameni harnici care au casă și curte. Foarte scurt, bineînțeles, e ca un moto, autoportret cu fluture. A ieșit din nou soarele. Ce bine, ca să ședem iar în curte. Gândind eu la hazul lui Dostoievski, așezat pe ciment cu aripile desfăcute, citindu-mi el gândurile. O invităm în scenă pe doamna Lia Faor, scriitor din Arad. Bună seara, Curtici! Mulțumesc că ați venit în număr mare la un asemenea spectacol, care nu este un spectacol obișnuit, un spectacol de fiecare zi și știm că publicul învață să participe la astfel de spectacole. Mă bucur să mă aflu printre dumneavoastră și poeziile pe care vi le voi citi eu, două la număr, mai scurte decât ale colegului meu dinainte, le dedic celor care sunt îndrăgostiți, mai ales că am văzut o pereche foarte frumoasă aici printre noi. E un poem estival. Ai aruncat sticlele goale și sâmburii de piersică pe care îi strânsese și într-o batistă de hârtie. Lăsai ceva în urmă. Pe acele sticle și pe acei sâmburi se aflau urmele buzelor mele și urmele buzelor tale. ADN-ul și saliva primei noastre explorări în comun, în caverna de plastic, în care fusese apă plată a setei noastre de ocazie, se prinsese ceva din râsetul acelor pescari pentru care prada prinsă era cel mai neînsemnat dintre detaliile zilei. Ecoul râsului lor de parcă ar fi venit să se vadă unul cu altul. Nu se prindă pește.
Era acolo un stic la care ți se rostogolea din mână, iar ceva din umezeala dinților noștri se afla înscrisă în cei câțiva sâmburi de piersică, franjurați cu resturi de fruct pe care batista de hârtie din mâna ta dreaptă îi subsese de tot sucul. Un poem fără titlu. Te port în mine cu toată respirația ta. Și mă rușinez să-ți spun că atunci trenul a trecut ca glonțul prin gară. Au coborât doar câțiva navetiști, amețiți de somn. Și nu era nimeni să întrebe unde. Niciunul din ei nu purta o scoică în buzunar și nu visa la insule cu pelican. Niciunul nu purta în rucsac nectarine. Geamul de la tren era murdar ca o sticlă de ochelari, rătăcită în buzunarul mantalei. Șinele scârțâia obosit, venise noaptea prea repede și toți se întrebau de ce. Un veteran al mișcării literare arădene și este chiar liderul ei. Este președintele Uniunii Scriitorilor și mai mult decât atât, cred eu, e foarte important, directorul revistei de cultură Arca din Arad. Poezia sa pornește de pe pământ, dar ajunge foarte sus, aș spune, până în cerul lui Platon. Să-l ascultăm pe Vasile Dan. Îi mulțumesc lui George Pompus, a exagerat, v-ați dat seama, sigur. Vreau să vorbesc de aici, să fiu cât mai aproape de dumneavoastră. Am să încerc să spun o poezie scurtă, care a fost publicată prin anii 80, firește într-o carte de-a mea. Se numește Fabulă veche. A fost odată, tare de mult, un poet care a mințit. Dumnezeu, care citește totul, i-a văzut inima și a transformat-o în pasăre. După an și an, un alt poet aude cum cântă o pasăre. Pune ureche. Ce liniște. Povestea lor s-a pierdut. Duminica. Duminica nu era a mea. Drumul nu avea nicio scurtătură pe care să o iei. La capătul lui ajungeai de scurs. Pământul uscat, zgrunțuros, întăia mărunt tălpile cu mii de cuțite ascuțite. După un timp, pe măsură ce mă apropiam de ea, puteam pur și simplu ușor, precum ar fi purtat iarăși cineva de subsori, învățându-mă din nou să merg. Bisericuța veche de lemn avea podele de lemn, lustruite de alte și alte tălpi, mult înaintea mea. Poate de cele ale copiilor care au fost părinții mei și ale părinților și părinților lor copii. Acolo era răcoare și liniște, liniștea singură mi-amintesc doar de ea încântat, fără cuvinte. Lăsam jos, duminica mea, chiar sub icoană, înainte de a fugi, de fiecare dată, afară. Așa se făcea, deodată, pentru mine, ziua de luni. Mai repede, începea lumea. Editor profesionist din Arad, el conduce editura Mirador, un poet excelent,
care, în ciuda fărturii sale de atletice, scrie poeme mici pe care le rafinează mereu. Le numesc poeme scurte cu bătaie lungă. Să-l ascultăm pe Ioan Matius. Mulțumesc, Peter. Vedeți că a exagerat din nou. Am să citesc câteva poeme, într-adevăr, scurte și nu am nici titlu, am să fac o pauză între ele. Stau la geam și privesc marea. Valul se silucit la țărm, o corabie se leagă în aievea, iar vântul încearcă să șteargă păsările de pe cer. La noapte s-ar putea să mă ascund în visele tale. Semnele sunt bune. Cerul este deasupra încărcat cu păsări, pământul cu plante, animale, altele și oamenii care văd toate acestea. În fiecare dimineață mă iau în spinare și plec. Încă o zi, printre sentimente, reguli strâmbe și alte nimicuri. Încă o zi, fără mine. Ești tu o ființă. Între noi viețile aleargă mai repede decât noi. Aseară credeam că am putea să le oprim un timp. Sau că lumea ar putea să ne vadă. Și ultimul? Nu mai am cer să sprijin privirea, nici pământ în care să cad. Doar respirarea de care atât. Mulțumesc! Înainte de a-i da microfonul lui Andrei Mocuța, care este de fapt un prozator și a îndrăznit să scrie poezie, o să vă spun și eu un sonet inspirat din realitatea locală, pentru că avem și noi scriitorii noștri și care scriu chiar din realitatea locală. Se numește Salcâmul. Este un sonet. O poezie cu formă fixă, mai tradițională. De la Salcâm ascult povestea. Opriți, dar, floarea de Salcâm. Multe scărările spre râm, dar în vatră ne rămâne zestrea. Sosit al stolului, migratoare, ce-au vânturat polenul dulce. Știu, vorba dulce mult aduce, dar și mai mult e călătoare. Spre răsărit mă închină vântul, lumina vine din apus, la început a fost cuvântul, zăvor fecundului tărâm, cu spini și flori sunt azi supus tăriilor de sus, Salcâm. Bună seara! Primul poem pe care îl voi citi se numește Polițiștii Sufletului. O sirenă cânte la umbra unui nor și privește în apele adânci ale propriei vieți. Corăbile se prăbușesc lângă patul ei, privind-o cum doarme, cu fundulețul în sus și fața în pernă. Visele ei nu vor să crească la fel de mult ca dragostea marinarilor, fiindcă sirenele sunt o categorie a stării civile și lucrează pentru ei, iar ei sunt polițiștii sufletului. Și al doilea se numește Dacă aș fi tubul de oxigen al unui scafandru. Dacă aș fi tubul de oxigen al unui scafandru, pe fundul unui iaz, și ai trece pe acolo, într-o noapte cu lună plină, mi s-ar tăia atât de tare respirația, încât plămânii scafandrului s-ar rupe cu apă, înainte să apuci să-i spui ce plăcut e la tine în iaz,
și ai plutit cu el o vreme și v-ați uitat la lună, până când nu te-ai mai simțit singură.